Am renunțat să mai fiu la intervenție. Domnule Maior, cât de important e ca persoane cu dizabilități, nevăzători sau cu probleme locomotorii, dar în mod special aparținătorii lor, să cunoască aceste tehnici de, în caz de urgență? Este foarte important să cunoască aceste tehnici, dar aceste tehnici sunt foarte, foarte important să le cunoască toată lumea. Aceste tehnici ar trebui să se învețe din școala generală, pentru că toți trebuie să le cunoaștem, pentru că mai devreme sau mai târziu toți o să ne lovim cu una din aceste probleme. Dacă nu noi, poate persoanele dragi nouă, persoanele din cadrul familiei, persoanele de pe stradă. Și aceste tehnici sunt foarte importante să le cunoaștem, pentru că salvarea poate vine în 10-15 minute, dar noi suntem la fața locului și într-un minut, două putem să salvăm vieți. Viețile pot fi salvate nu numai de către medici și personal specializat, cât și de celelalte persoane care cunosc aceste tehnici. Vă mulțumim pentru ziua de astăzi. Și noi vă mulțumim și ne vedem data viitoare cu alte măsuri și reguli care toată lumea trebuie să le cunoască. Vă mulțumim încă o dată.